Da, să nu râdeți mânușile mele, dar altele momentan n-am găsit, și decât să-mi îngheț mâinile, mai bine le iau pe astea, mi le-a dat mama, că nu pleci așa din casă cu dinții mânușile, le-am luat, gata, mi le-a dat pe ei. În fine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vreau ca să continui cu acoperișul, să văd câte coale de table mai am, pentru că s-a lungit vremea, numai că a plouat, credeți-mă, eu de asta n-am postat, efectiv am stat în casă, am mai citit, am mai una alta și a trecut timpul foarte, foarte repede și pe afară chiar n-am apucat să fac nimic, pentru că nu știu dacă se mai vede alea, că în fine a înghețat pentru că a plouat și ud de ală pe jos și n-aveam ce să fac pe aici. De săpa nu pot să sap pentru că era ud. Băi porcule, până acum n-ai țăpat și acum când am venit eu, gata, te-au apucat țăpatul. Vreau ca să termin coalele astea așa de tablu, vreau ca să săp acolo și la nivelul ca să fac intrare așa pe la garaj. Știu că trebuie să fac și asta, trebuie să fac rost de niște grinzi și de coalele de tablu. Nu o să mă mai intereseze dacă o să fie de altă culoare sau nu. Acum contează să-i fac doar un acoperiș, pun poate un nylon sau ceva. Important ca să-i fac alea cu scheletul. Dar până una alta am pregătit coalele de tablă, mai am și niște capete pentru că s-a izbit atunci o mașină în gard, au rămas bucățile, numai vârfurile au fost rupte partea de jos, care sunt mai bucăți mai întregi, o să le camuflăm noi pe aici și o vedem cum o să le punem. Ca să fie alea că izolat și pe urmă o să vedem noi ce facem după ce trecem iarna asta, pentru că se adună zăpadă, se face udeală și așa, mai departe. Am pregătit și niște șuruburi, sper să ne ajungă, dacă nu mă mai duc la magazin și facem rost. Deci, ce v-am zis, că s-a jos. Folosesc pe o nas, mi-a mai de... Uite-și. Coală de tablă. Pui pe ce-l altă oare? Da? Care ce rând? E ce? Trebuie să o bag de sub la asta. În jos. Trebuie să o trag. Împinge alea. Trebuie și asta, da? Nu știu cum s-a făcut astea la alte videoclipuri, la ploaie. Se duc. Dă o rupă scândă. Bună ziua! Nu mă rog! O căză ciurupă. Aruncă-l pe tablă. Așa vine? Partea asta, să zic că am terminat-o toată. Numai că aici nu mi-a venit bine cu, am avut niște jumătăți și am zis că să nu stric o coală întreagă. Și eu mai am niște capete și o să-i fac pe urmă așa o trecere de astea la final, cu cât am rămas. Am rămas partea asta și grinda asta trebuie să o camuflez, dar bine că e părțile partea asta. O să o fac mai ușor de pur, dar e bine că am terminat cu partea asta altă. Acum, aici, deci ce faci, am dat mânușile jos, că nu pot unii coala de tablă, unii alunecă de mână. Asta este problema. Principal și în zilele trecute n-am putut ca să le pun pentru că tata nu era acasă, fratele meu, nu era nimeni, doar eu eram și dacă învăț că mai scrieți acolo și în comentarii că de ce nu mă ajută nimeni, că din familie, că ar trebui să face, dar dacă ești la treabă, când să mă ajute pe mine, e când vin ei noapte și nu poți pune noaptea să pui coale de tablă pe acoperiș, depinde și eu de cineva, nu pot singur, chiar nu pot să le fac pe asta. Am făcut eu până aici singur, dar coalele de tablă nu prea pot să le țin, să le ridic. Mă tai, deja, uite,
Nu mă atins o leacă și gata. Nu mă o leacă, apoi să te tai tare. Așa, tate. Nu mă ce. Mărăghiu, cum stă aici. Iam câte coale de table mai am și continuăm pe urmă. Uite așa, numai că trebuie să le mai dau șuruburi, ca să știți. Mai vin cu încă rând de șuruburi partea de jos, pe urmă vine coama. O să am treabă pe urmă. Dar de plouă nu plouă, pentru că sunt bine, tuma, ce partea de sus are vreo jumătate de metru în sus, așa cum are, unde sunt bine ele, de acolo, mai e jumătate de metru în sus. N-are cum să plouă niciodată în casă. E cu gardul, m-am agățat, m-am rupt tătul el geac. Continuăm partea asta la altă, dacă suntem cu coale de cablu mai avem. Sunt cu coama, să merg tot de-o, da? Bine, ce coamă? Ne-o dai pe cea e mică, nu? Întâi. Sau-s două mari? Cum-s? Una mare, așa bani pe de sub. Bine. Și așa e bun. Primele le-am pus, trebuie să mă duc să iau șuruburi, clar. Să-i dau și jos toată partea altă, eu... Ce faci? Tu de-acu ești? Numai cățăi pe cea săraci. Mamă, dau un flămânz. Dai să mănânci, da. Deci li dai, deci vin o șatră aici, ai nograd. Ajungi? Poți să duci acolo, tădea. La 2 mai, trebuie mai multe coame. Coame? Păi nu, asta e la 2 metri, 2 metri, 4 metri și cu 4 metri la împărță la 2, adică 8 împărță la 2. No, am asta la 2 metri și mai am aici la cât e? La 1 metru jumate. Așa, pă. Asta cum e? Cam așa? E, uite-te, în exterior mă interesat. O trag sau? Hă? E bună așa? Din păcate nu vin șuruburi, am încercat să dau una din cauza candurilor. Nu prinde calme, trebuie să caut niște șuruburi mai mari. Astea mici nu, nu are cum să prinde în scândură direct, dar așa nu, nu am ce treabă. Mă duc să cumpăr șuruburi, iau câteva și mai lungi. Și asta e, ce să facem? Să dau pe asta jos. Mergem să luăm șuruburi și rezolvăm. Scara asta e pus în ghinei sau mă duc trebuie? Știu? Hă? Pare ok. Nu știu să pare. Am fost acum la depozit, am făcut rost și de șuruburi, am luat aici o grămadă. Numai de asta așa. Și am luat și de asta la. De astea la alte mai mari. Acolo cât am zis că lăsăm? Așa? Nu e să vedem acum ce de ce. Ha? Acum trebuie să merg. Ar de ales. Ceva, parcă. Nu dau și tu unul mic. Se putea. Bună ziua!
am prins coalele pe care le aveam, numai că uitați cât spațiu a rămas încolo, o grămadă. Aici mi-a lăsat anul megaura de burlan ca să potrivească, să fac sobița aici ca să mă pot folosi de tabla aia. Puteam să o camuflez mai pui alt capul, dar nu știu dacă vine așa. Tot curgea, spre lângea, trebuia să vină una de sus în jos, așa au fost și ei. Și eu să văd ce fac, de unde mai fac rău de tablă, că mai am câteva coale de măcar o parte să le mai fac. Dar între timp vreau ca să prind partea de jos asta. Că n-am apucat să prind, cum zice. Marginea asta așa toată. Prin cu șuruburi. Așa. Din găurile pe scânduri, da. Nu mă lua niște coare de tablă că durează, doamne ferește. N-am văzut așa ceva. Până du-te la depozit, cumpără șurubă. Vreau să-l cumpăr din altă zi, da. Pe baza că am și n-am verificat. Prin toată partea de jos cu șuruburi. Nu mai rămas așa. M-am plictisit cu tabla asta, dar ce să fac? Asta e situația. Băi, bă de fugi. De cu acei, la mine. Florilor, v-ați uscat. V-ați uscat. Vine să mai facem treabă. Acum. Ha? Dar nu știu câte tabli ne-ar mai trebui. Una, două. 3, 4, 5, 6. 6 coale, nu? Cam așa cred. Aici câte sunt total? Câte de aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12. Bine că așa e, nu e un întreg, e jumătate. Un metru jumătate strigă. Poți mai pui altă scândă. Da.
Și cât? Nu mai e normal, că era să jumătate de metru în plus la fiecare pat. Da, tu ai pierdut aici, dacă era socotit, mai era acoperit tot. Da. Da. Făcea din capete și tot era rău. Nu avei cum, degeaba zici. Aici, nu, în partea asta merge, dacă era o leacă, aici o să acoperi așa. Merge una de asta mare și una mică. No, așa s-o cred că da. Lasă de coboră eu de acolo. Cât coboră? Până unii coboră. Îi coboră și îți vine în jos, sigur nu puțin. A, așa. Așa. Mai mare. Asta e de asta și ceva, 7 coale. Cam așa. Ne. Până atunci, mai stai pe alea aici. Aș face eu altceva, dar dacă n-am material momentan, trebuie să fac altceva. Asta să-l dau aici, pe urmă trebuie să îndrept din mașina, ca să fac aici porțele, trebuie să cumpărăm niște țevi. Din pe 15, acum poate să cumpărăm una, două din porțele mari, încă o parte mică. Să facem. Vine și Crăciun, e, doamne. Asta e de cap. Să stau la duc la drept, cât de cât așa. Pe urmă îl car și îl îndrept din mașina acum. Ce interesant că pe videoclip apare 4 secunde, cum dacă răbdânești, dar aici am muncit de doamne. Mă, că mi-a rămas în urmă, trebuie să-l aduc la drept cât de cât. Cu și mormanul de acolo. De așa se vede mormanul. Că n-ară de aici. Bă, dar e ud și se lipește și se sapă greu. Asta este. Aici pământul normal nu a fost înainte așa, dar acum o săpat la fântână. Am adus noi pământ, acum l-am, deci l-am pus, acum iar îl iau cu pietriș pe jos. Muncă, ce să-i facem? Da. Să duc o lopată de hurlet, stai mai. Hai. Vai. Așa cred că la drept.